Centrul Cultural Pitești și Fundația Literară Liviu Rebreanu au organizat lansarea cărții cu titlul Angoasă dulce amară de Gabriela Zăvălaș. Volumul cuprinde poezii și cugetări fotocopiate după manuscrisele și ciornele autoarei. Despre Gabriela Zăvălaș au vorbit cei care o cunosc cel mai bine: poeta Laura Albulescu Șerp, scriitorul Mihail Ghițescu și scriitoarea Marilena Lică Mașala. Este născută în județul Arad. Este veche membra Fundației Literare Liviu Rebreanu, poetă, publicistă și o persoană cu o puternică activitate culturală, un ambasador al culturii ardeșene pe plaiurile capitalei. Așa cum spuneam și pe altă ocazie, Gabriela este cea care face foarte bine fericita legătură între Pitești și cercurile literare din București. De aceea, mulți suntem datori, pentru că ne duce cărți, ne duce reviste, ne duce ziare și totdeauna are un cuvânt frumos de spus despre noi, cei din Pitești. Sunt prietena Gabrielei și i-am dedicat în urmă cu aproximativ un an un poem. Este un poem care face parte dintr-un volum al meu de poeme scris în franceză, Les Amours d'une femme nomade. Este în manuscris deocamdată, sper să reușesc să-l lansez aici spre sfârșitul lui mai, începutul lui iunie, un volum bilingv în franceză și română, Les Amours d'une femme nomade, iubiri de hoinară. Printre poemele pe care în acest volum am vrut eu să închin câte un mic im unor prieteni care mi-au rămas în țară, dar și unor prieteni mai noi pe care i-am cunoscut în Franța. Deci poemul se cheamă Am vadinul de fiet. Un am vadinul de fiet accompagne-tu la chair de ma Gabrielle qui cherche depuis toujours l'amour jamais reçu de la part d'un homme. Elle met en question le principe de l'ancien pourquoi nous aimons les hommes. Je suis là, à tes côtés, ma chère Gabrielle, pour épauler et donner toutes les raisons aux raisons d'un cœur de femme. Pourquoi ne pas aimer, en fait, les hommes? Și dacă îmi permiteți, vă voi citi și versiunea în limba română. Suflet șegalnic de copilă, Gabriele. Suflet șegalnic de copilă, însoțește-mi de retnic trupul bunii mele Gabriela, ce caută perpetu dragostea nici când primită din partea fostului coleg de bancă și le pun în discuție principiul anticului. De ce iubim bărbații? Alături sunt buna mea Gabriela. Sprijin și dreptate dau dreptăți unei inimi de femeie. De ce n-am iubit, de fapt, bărbații? Priviți-o. Este o fată încă tânără. O fată foarte potentă. O fată care promite. O știu de la primele începuturi. Ea când a picat, când a venit, scuzați expresia, în cenacul literar, era foarte, eu știu, temătoare. N-avea curajul să se manifeste. N-avea curajul să-și exprime ideile, lucrările. De la început a fost primită cu bunăvoință, dar nu fără exigență. Exigență în cenacul literar Liviu Rebreanu a fost dintotdeauna. Despre Gabriela, ce aș putea să spun? Este un copil care a avut o existență foarte traumatizantă, adică o existență de femeie care știu să învingă toate obstacolele care îi s-au ridicat în cale. Cel mai important lucru la care am apreciat
la această ființă, care într-un fel sau altul știu că suntem și puțin rudă. Dar nu despre asta este vorba. Nu despre asta este vorba. Este vorba că, vedeți, sau cum să spun eu, morbul acesta sau microbul sau gene, tendința de a scrie este ceva care îl moștenești de undeva. Încă de pe băncile liceului, Gabriela Zăvălaș a început să scrie. Mai mult decât atât, încă de pe băncile liceului, ea s-a și îndrăgostit. De fapt, dragostea este suportul care împinge oamenii înainte uneori. Alteori îi duce spre pe culmile fericire, alțele în groapa nenorocirilor. Da. Ceea ce este caracteristic în această dragoste este ceva, o particularitate față de comunul pe care îl întâlnim în fiecare zi. Vedeți? Omul pe care l-a iubit și iubește și acum, așa cred eu, a trădat-o. Dar ceea ce este important, că între ei n-a intervenit sentimentul acesta distrugător, adică ura. Dintre oameni care de multe ori dragostea este ucigătoare sau dragostea este, eu știu, înălțătoare, cuceritoare, constructoare. Între Gabriela și Zăvoianu, care și el scrie la rândul său și este un epigramist de prima mână, dar care s-a pierdut într-o lume mai de altă natură decât lumea aceasta spirituală a orașului. Și el n-a, ceea ce este caracteristic, el are o familie, are o soție, dar nu și-a uitat această dragoste și între ei n-a existat această ură.